Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară. Ce faceți, fecioarelor? Bine v-am regăsit. Sper să pot să fac etalarea până la sfârșit. Dacă cumva voi fi întreruptă totuși, s-ar putea să continui sub o altă formă și eventual va trebui să lipesc videoclipurile și să apară iar. Că și aceea nu vă impacientați, ascultați până la sfârșit, dacă se va întâmpla. În fine, să sperăm că totuși va fi bine. Am amestecat cărțile și iau unde s-a oprit spiritul animalelor la cal, semn de pământ. Semn de pământ este asemănător cu regele de pământ. Este ultima carte din seria cărților ce reprezintă semnul alchimic al pământului, calul. Bănuiesc că unii, nu toată lumea, unii dintre voi ori aveți a face cu un alt semn de pământ sau voi sunteți în această postură în care trebuie să conduceți calul. Calul este un conducător intuitiv, puternic și sălbatic. Dar, trecând peste asta, cu o mare dorință de libertate. Și cred că așa simt, e genul de conducător care, în fine, eventual conducător de familie, nu neapărat lider, că nu-ți fi toți lideri, să fim serioși, da? Genul de conducător sau om matur care, tocmai pentru că are intuiție, într-un fel sau altul stimulează și intuiția altora, tocmai pentru că îi place libertatea, nu devine tiran pentru unii. În fine, sau poate trebuie să ajungeți unii în această postură, în această energie, să vă ridicați, să lucrați cu voi. Repet, nu o să fi toți la același nivel, hai să fim serioși, da? Eventual, sunteți, ia uite ce aveți în spate, o bufniță și un vultur, într-o situație mentală foarte negativă sau aveți de-a face cu un semn de aer foarte negativ. Vulturul este hoitar, da? E un simbol ce nu transmite nimic, nimic pozitiv, se și vede. E înconjurat de de o aură neagră foarte dubioasă, dubioasă. Ei, și probabil că voi vă faceți griji sau semnul de aer sau voi vă faceți griji de din cauza acestei situații. Poate să fie și situația prin care trecem toți, prin care am trecut și trece întreaga planetă de atâta timp și vom mai trece, da? Posibil și chestiunea asta că ține de aer, de mental, de virus, că și-a tot prin aer, da, umblă și griji. E similar cu 9 de spade, similar să zicem, dar nu musai. Bufnița este foarte înțeleaptă. Aici este ideea, de-aia zic, poate nu ați ajuns toți în această postură, dar trebuie să ajungeți în această poziție în care vă luptați pentru libertate în cazul în care aveți a face cu o forță negativă care încearcă, apropo de tiranie și libertate, încearcă să se impună într-un fel asupra voastră. Trebuie să vă găsiți intuiția, am vorbit de intuiție, ia uite, bufnița are, vede în întuneric, își sucește capul, a mai apărut la nu știu ce zodie bufnița. Își sucește capul de. Ai senzația că vede în toate părțile în același timp, da? Trebuie să fiți foarte flexibili, nu musai la nivelul ăsta, deși poate că unii aveți de lucru un pic cu. Și cu chakra a cincea, că se manifestă și la nivelul gâtului în spate, și cu spatele. Poate munciți, poate cărați, prea multe greutăți pe voi, aha, prea multe responsabilități. Și totuși, e aici un licurici, e o lumină. Să fie pentru unii lumina aceasta din al treilea ochi, din voi, pe care trebuie să o regăsiți în această noapte, în acest mare întuneric, și a fost foarte greu pentru toată lumea în ultima vreme. Și eventual există cineva care pe calea aerului, adică oral, vă transmite verbal, da, nu oral, verbal, vă transmite lumină, bucurie, optimism. Eventual, dacă voi sunteți aici, trebuie să vedeți în întuneric, e cineva undeva în depărtare și vă face clic, 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 vă luminează. Vă luminează noapte, într-un fel sau altul, și eventual vă deschide, într-un fel sau altul, prin comunicarea aceasta. E mai mult codificată. E mai mult codificată. Interesant. Comunicarea și într-un fel sau simbolică,
de fapt și în tarot tot așa ceva, poate și etalarea asta, sper să vă ajute, posibil că această comunicare vă ajută să vă deschideți o altă viziune, neapărat al treilea ochi, totuși, ca să ai ochiul deschis, e ceva. Să aveți o altă viziune, că asta înseamnă aici lumină, înseamnă viziune, anticipare, capacitatea de a vă face planuri de viitor în condițiile în care, vorba aceea, suntem înconjurați de negru, de noapte, noaptea minții a unora. Ia uite, cobra. Cobra e profesor, e un semn de foc eventual, sau e o persoană care foarte inteligentă, care ar putea să, de la care puteți să învățați foarte multe și dacă, repet că nu-ți fi toți la același nivel, dacă voi ați lucrat în zona aceasta spiritualității, puteți să ca și conducător, da? Conducător, să transmiteți din experiențele voastre, din înțelepciunea voastră. Dacă, repet. Și aici trebuie să fiți sinceri. Ia uite, regele, domnule, numai rege, regele de apă, balena, transmiteți. Iar e o comunicare la distanță, foarte profundă, telepatică, mai mult sau mai puțin, codificată, emoțională, dar nu doar pe calea aerului, dar și pe o cale emoțională. Hai de carte, dacă nu o iau eu. O iau eu? Dați-mi voie să o iau eu, da? Ok, oricum tot spiritul mă ghidează. Wow! Hiena! Hiena! Și nu degeaba am văzut negru acela și vulturul, da? Un dușman, eventual. Un dușman sau cineva, aveți de-a face cu cineva care este foarte prefăcut. Foarte prefăcut. Pentru unii să fie semn de foc, că este semnul alchimic al focului. Dar aveți aici un alt semn de foc. Însă, în acest context, e regele de foc. Regele și asul de foc și semn de apă, peștele. Ghepardul. Aveți nevoie de viteză, trebuie să accelerați într-o direcție. Sau cineva vrea să vină spre voi. Toate semne de foc. Multă pasiune, să zicem. Dar, trecând peste asta, există cineva, o persoană, ori voi nu arătați cuiva care vă sunt planurile, pentru că știți că nu e bine să spui, pentru că e o vorbă, nu spune chiar tot ce vrei să faci, că s-ar putea să nu mai realizezi, nu de alta, nu că nu te-ar susține universul, dar îți spun oamenii, bețe în roate, invidia oamenilor, răutatea lor, da? Stau în calea realizării, manifestării dorințelor noastre. Ori voi trebuie să învățați să fiți mai vicleni în contextul acela negru, da? Sunt un pic vicleni, nu arătați. Zâmbiți, vorbiți, na-na. Dar nu arătați-vă intențiile, evident, alea bune. Bănuiesc că nu aveți alte intenții. Va trebui să mai pun din când în când ochelare. Dacă nu sunteți voi, e altcineva. Altcineva destul de prefăcut, destul bine, da? În față râde, zâmbește, cum face și hiena, da? Dar în spate este o lună neagră. În față aveți impresia că știți totul. Că e luminoasă, că aveți parte de cea mai bună versiune a lor, dar e o versiune prelucrată. În spate este o mare, mare întunecime. Eu așa simt ori o persoană care vă invidiază, ori un dușman, să zicem. Și totuși, dacă vrei să începești ceva nou, pentru că aveți asul de foc, la multe zodii a apărut acest început, posibil după carantina prin care am trecut toți vrem să începem ceva, să reîncepem jobul, să revenim acasă, să facem noi proiecte, trebuie să ne adaptăm, că vine criza financiară și așa, și așa, și așa. Eventual, vreți un nou început posibil care va aduce bucurie. Peștele e a treia carte, aș putea să zic că e trei de cupe, va aduce bucurie eventual. Da. Și vreți destul de repede să accelerați, să mergeți cât mai iute către acest... Aveți niște conflicte, iar tarantulă sau cineva care vă... destul de... Iar semn de aer, semn de foc, destul de înfumurat persoana. Persoana, da. Iar apare, e o lecție. În acest context văd cobra ca și o lecție de viață. Că lecția în sine e un profesor, da? Ei, și unde vreau să ajung aici? Chiar dacă aveți niște
invidioși, niște ciudați prin preajmă, că am văzut și Tarantula. Să nu uitați că acest elefant în acest moment, bine, și e simbolistica inițială a acestui set de cărți, aveți o forță în spate care vă protejează. Și forța aceasta este reprezentată, sau elefantul reprezintă forța tuturor celor din neamul vostru care s-a dus ancestorilor voștri, da? Frați, surori, părinți, prieteni, iubiți, iubite, care s-au dus viața asta și viața cealaltă, că poate unii nici nu s-au încarnat, da? Și totuși, tocmai pentru că ați făcut niște fapte bune cândva în altă viață sau până acum față de unii niște alții, ați pus acolo niște bile albe și s-a strâns o forță pozitivă care vă protejează. Vă protejează. Eu așa simt în acest context, vă protejează și vă ajută, vă dă energie să faceți acest proiect, acest început care vă poate aduce bucurie. Gacu, da, cu fi semn de apă, rămâne de văzut, nu e obligatoriu, dar e un semn că acest proiect vă aduce satisfacții. Eventual vreți să vă întâlniți cu prietenii, da? Și nu uitați că aveți o hienă și o tarantulă prin preajmă. Să vedem ce alte mesaje apar și să sperăm că, ia uite, lucrurile sunt mai profunde. Da? Sunt mai profunde și oamenii nu sunt toți foarte sinceri. Iată ce frumos. Fiți în prezent, dar priviți la viitor. Chiar dacă prezentul poate să fie sumbru, învățați să vedeți lumina aceea din întuneric, ca să anticipați viitorul, să vi-l creați. Chiar dacă alții vi-l vor într-un anume fel, noi până la urmă ne creăm prezentul și viitorul, da? Aveți nevoie de o atingere fizică, eventual, după atâta izolare, suntem cam toți disperați după mângâieri, sărutări, îmbrățișări, un mesaj de la înger, dacă nu vine, îl iau eu, cam drept. Fecioare, feciorele, mai feciorelelor. Mesaj de la înger, scăzile foarte mult. Ok. Scăscut eu. E, două. A zis, iar aveți nevoie de atingere fizică. A mai apărut de curând, luna trecută sau cu 2 luni, nu știu ce zodie, tot de pământ. Ori la voi, ori la Taur, nu mai știu exact. Aveți nevoie de atingere fizică și prețuiți-i. Prețuiți-i pe cei pe care îi iubiți. Eventual, dacă ați stat departe de casă, evident că vă este dor de casă, de soție, de copii, de soț, și să-i luați în brațe, să-i pupați, să-i alintați, să-i protejați, că până la urmă, dacă sunteți departe, v-ați dus ca să munciți, ca să faceți bani, să creați un culcuș, un cuibușor rezistent, un cuibușor, un cuib, o casă rezistentă, da? Însă nu uitați să împărtășiți și emoții, pentru că semnele de pământ au tendința să nu-și arate emoțiile și mare păcat fac. Acum, bine, depinde și de planetele pe care le aveți, dar nu uitați să hrăniți și emoțional acest cuplu, această relație, această prietenie. Poate să fie și o colaborare, evident. Și dacă e vorba de job, să ne gândim și la așa ceva, că am văzut un proiect, da? Începutul acela poate să fie proiect, da? Dacă e vorba de job, este nevoie să atingerea fizică în acest context o văd ca o nevoie de a vă implica practic. Da? Nu doar să vorbiți, nu doar să vă faceți planuri, chiar aveți nevoie să munciți practic în acel job, în acel proiect. Sper că m-ați înțeles, da? Sunt curioasă cum vor apare cărțile în continuare. Da? Alegeți dragostea. Dacă e o chestiune de alegere, chiar și în privința banilor, dragii mei, nu mai stați departe pentru niște bani și departe de dragoste. Dacă dragostea voastră este undeva în altă parte, aici, acasă, da? Acasă. Nu vă mai separați de dragoste pentru bani. Prețuiți-i pe cei pe care îi aveți. Măcar acum, după atâta izolare, să ne dăm seama că este mai important să fim lângă cei dragi. E o vorbă. Cum era? Fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea sau în familia mea, în casa mea. Cei care ați stat departe, cred că ați simțit lucrul ăsta. Iar lucrurile sunt mai profunde. Alegeți dragostea. Alegeți dragostea de fiecare dată și nu o să vă pară rău. Și primiți orice gest de dragoste, cât ar fi de mic, cu apreciere. Pentru că, am zis, luna asta sunt mai schimbătoare, o fi Venusul ăsta retrograd în Gemeni.
Am simțit nevoia să fac o etalare în cruce celtică, o etalare 333. Nu cărți. La voi s-a nimerit, ia uite, aveți minciunele. Aveți pe cineva care vă minte. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, dar cineva care vă minte. Cineva care e din copilărie, poate și invidios, din copilărie, din viața, eu știu, din cartierul în care stați. Sunt niște minciuni. Sunt niște minciunele. Ce vreau să zic, da, trei cărți pentru trecut, cu o fi recent, cu fiind depărtat, voi știți, încă trei cărți, vă imaginați, da? Trei, că aveți imaginație toți. Trei, trei, trei. Trei prezentul sau viitorul apropiat și trei viitorul apropiat sau viitorul îndepărtat spre luna următoare, da? Haideți să vedem. Soare, lună, Venus, ascendentul, de nou, bun. Fecioară. Sper să fie bine. Ia uite, aveți de ales. Aveți de ales între două căi. Vă întoarceți. Alegeți dragostea, da, alegeți. Sau stați printre invidioși, dușmani și nu știu de ce fel de oameni. Wow! Au apărut două cărți, lumea și doi de cupe. În trecut. Trecutul îndepărtat, recent, cum vreți voi. Peste, nu peste o apă, peste 10 mări și 10 țări, vorba vine. La distanță destul de mare, totuși. Acest suflet pereche, că e lumea la distanță. Pe de-o parte, mai înseamnă și altceva. Pentru mine, lumea înseamnă sfârșit de capitol. Înseamnă și faptul că ceva s-a sfârșit între voi și sufletul vostru pereche. O etapă poate să fie, da? E un capitol, nazi, nu este moartă, este lumea. E un capitol destul de mare, destul de lung. Eventual, dacă vreți să rescrieți povestea sub o altă formă, dintr-o altă perspectivă, e alegerea voastră. Deci lumea și doi de cupe. Semn de apă, mai mult sau mai puțin pești, trac, scorpion. Lumea reprezintă semn fix. Sau Capricornul pentru mine, Capricornul spiritual, evoluat, lecția benefică a lui Saturn. Adică cine și-a învățat lecția, cine nu, mai are. Trebuie să repete încă o dată. De obicei, lumea are, da, cele patru semne fixe. Poate aveți de-a face cu un leu, cu un taur, cu un scorpion sau cu un vărsător și încheiați acest capitol cu o persoană în semn într-unul din semnele respective. Continuare aveți doi de cupe. V-am dat mai multe variante, vi le alegeți. La capătul setului de cărți, opțiuni. Opțiuni după niște trădări, după un ciclu dureros. Da. O etapă dureroasă. Cu fi semn de aer, mai mult sau mai puțin contează. Posibil că în acest context, aceste fanteziile văd și confuzii în legătură cu niște trădări, cu niște probleme pe care cineva vi le-a provocat. Însă apare totuși nouă de cupe și îndrăgostiții. Există totuși cineva care vă este tare drag și vă umple sufletul de bucurie. Cu fi geamăn, cu fi semn de apă. Aici, teoretic, ar trebui să fiți voi valetul de monede care vrea să ofere ceva. Ori un dar, ori un gest de împăcare, vrea să comunice și să schimbe situația. Posibil după carantina asta vrea să schimbe situația. Haideți să vedem. Încă o carte. Pentru trecut. Uf, fecioară. Ia uite. Sunteți voi toată ziua. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede. În acest context, în relația cu acest suflet pereche, la distanță destul de mare, nu e în același județ, v-am zis, e peste cel puțin o țară, da? Dacă nu chiar mai multe țări distanță. Aici este sufletul la mijloc. Că e prietenie, că e suflet pereche, că e dragoste, voi știți, poate să fie și o colaborare, dar eu simt că e vorba de un suflet pereche, eu tot o să încerc să clarific. Problema este că de-aia și apare lumea. Ori v-ați dorit ceva cu ei, v-ați dorit.
V-ați dori ceva cu ei. Însă, lucrurile au evoluat atât de greu. Zic de evoluție că totuși e lumea și lumea evoluează, să zicem, teoretic. Cavalerul de monede este cel mai încet cavaler din acest tarot, da? Cel mai încet. E precaut, vrea să aibă tot ce trebuie ca să ofere, da? Să ofere, eu știu ce, stabilitate sau ce își închipuie acest cavaler de monede, că are nevoie ca să manifeste o relație, o prietenie, o dragoste, da? Însă, la un dat, tocmai pentru că e atât de precaut și de încet, oamenii se satură și apare lumea. Gata. Încheiere de capitol. A mai apărut și izolarea, a mai apărut și carantina, ceva, din cauza că lucrurile au mers atât de greu. Ia uite. Și la capătul setului, dar cum era? De fapt, așa era. 8 de spade. Invers. E bine că e invers. Dar depinde pentru cine este. Dacă cineva s-a gândit foarte mult la voi, în toată această perioadă, când voi mergeați greu, făceați pași înceți înspre ei, persoana nu se mai gândește, e invers. Iese din acest stres mental, o să mai veniți, nu o să mai veniți, da? Sau, evident că puteți să luați citirea și invers. Persoana se eliberează mental de aceste gânduri, nu mai vrea să se gândească. Pentru unii poate să fie semn de aer, pentru alții poate să fie orice alt semn, da? Cineva s-a eliberat de aceste gânduri, nu mă mai gândesc la acest suflet, pereche la voi sau voi la ei, pentru că efectiv nu are rost să mă mai gândesc. Aici iar apare fecioara, da? Fecioara la drum, probabil un drum făcut ca să faceți bani, 10 de monede. Ați fi vrut această dragoste, dar s-a blocat. Ați fost blocați. Ați fi vrut această dragoste, anticipați ceva, aveați o viziune interesantă cu ei, dar v-am zis, lucrurile au venit atât de greu și au venit pentru că asta e lecția voastră. Trebuie să găsiți lumina în întuneric, am vorbit și lui Curiciu. Poate că a fost doar o lecție. Poate că nici nu trebuia să fie ceva între voi. Pentru unii. E un mesaj special. Ia uite, în prezent au venit încă două cărți. 7 de bâte și asul de monede. Totuși vreți un început. La capătul setului de cărți, ce avem? Cavalerul de cupe, iar semn de apă, mai mult sau mai puțin. Eventual vă doriți acum să, dacă voi v-ați făcut griji, să vină cineva să vă aline toate aceste gânduri cu o vorbă frumoasă. Și eventual să vă ajute să decideți. Dacă, într-adevăr, s-a pus cap, nu capă, s-a încheiat acel capitol despre care am vorbit mai devreme, știți că și ei și-au făcut griji pentru venirea voastră, pentru materializarea acestei prietenii, colaborări, ce ar putea să fie orice. Și vă doriți să veniți altfel. Nu mai vreți să veniți ca un cavaler de monede încet, da, și precaut. Eventual vă doriți să fiți mai romantici, să exprimați un pic de romantism și din emoțiile pe care le simțiți față de ei, eventual, pentru că apare la voi nevoia de atingere. Asta la capătul setului. Aici, în prezent, apare 7 de bâte și asul de monede. Dacă ați încheiat capitolul cu acest suflet perechi, care o fi el, din cauza că lucrurile au evoluat destul de greu, de încet, prea precauți, prea precauți. Dacă trebuie să-mi protejez ochii, de-aia mai pun ochelarii. Dacă s-a întâmplat așa ceva, acum în prezent sunteți defensivi, dar totuși aveți defensiv doar cu sufletul. Sunteți decis să luptați. Pe de-o parte, sunteți de defensiv cu sufletul vostru să nu mai fiți răniți în cazul în care s-a întâmplat ceva. Vom vedea la clarificări. Pe de altă parte, vreți să luptați pentru o. Ha, interesant. Pentru o nouă etapă, un nou proiect, un nou job sau o nouă relație sau. Pentru că acest as de monede este sub 2 de cupe. Posibil să vreți totuși să materializați această prietenie, relație ce ar putea să fie și să luptați.
Adică nu mai vreți să fiți încet, cum ați fost până acum, chiar vreți să luptați, dar totuși un pic de atenție la partea sufletească, dar treceți la acțiune într-un fel sau altul. Ce vreau să spun la un moment dat, Asul de Monede, în alte seturi de cărți, arată și o poartă către o grădină, către o casă, da? În cazul în care vă doriți o casă, o familie. Eventual, dacă asta reprezintă pentru unii o casă, o grădină, o familie, vă doriți să luptați, să o protejați, dar e o intrare și aici. Ia să vedem ce alte cărți apar. Fecioară, Soarele, Luna, Venus, Ascendent. Ok. Păi iar a vrut să apară Asul de Cupe, da? Cavalerul de Cupe, pardon, ne mai încurc și eu. Deci a vrut să reapară. Da, chiar sub Cavalerul de Monede. Ori este o altă persoană, fie acest suflet pereche, semn de apă pentru unii. Dacă nu e semn de apă, repet, probabil că vă reprezintă pe voi, eventual vă schimbați tactica, pentru că 7 de bâte reprezintă o persoană care, pe de-o parte, e și defensivă, dar asta e tactica. Asta nu înseamnă că e pasiv. Este felul lor de a lupta un pic mai. Au o altă strategie. Au o altă strategie și probabil că noua voastră strategie, după toate, că prin câte ați trecut, noua, pentru că e un nou capitol, este să fiți mai romantici, să exprimați ceea ce n-ați exprimat până acum. Însă, totuși, și Cavalerul de Cupe e destul de încet. E destul de încet. La capătul setului de cărți aveți Steaua și 9 de monede. Pe de-o parte este o persoană, aici arată a femeie, da? O persoană pe care o vedeți într-un mod absolut strălucitor, o simțiți că e o persoană specială, evoluată, cu reușite profesionale, frumoasă, singură. 9 de bâte. Poate că sunteți voi, pentru unele, doamne, doamne, în fecioară, da? Pentru unele. Totuși, există și varianta ca între voi și un vărsător să fi fost niște conflicte verbale. Niște conflicte verbale. Posibil o fi fost cândva și o aventură. Dar dacă n-a fost, posibil aceste conflicte verbale au apărut în momentul în care voi ați început să simțiți atracție pentru un alt suflet, iar apare semn de apă. 9 de cupe și îndrăgostiți un alt suflet. Și iar același context pe care l-am văzut mai devreme. Voi sunteți aici, valetul de monede. V-ați îndrăgostit totuși de cineva sau simțiți atracție de față de cineva care e mult mai sensibil și apar conflictele. Faceți diferența între cum era, eu știu dacă e vărsător, pentru că aveți semn de aer, da? Din păcate, pentru mine, steaua e un simbol foarte frumos. Mulți îl asociază doar zodiei vărsătorii, dar nu toți vărsătorii au această vibrație. Nu toți vărsătorii. Însă, trecând peste asta, dacă între voi și un semn de aer, orice semn a fost, sau un semn, au fost niște conflicte, învățați să le vindecați, că asta înseamnă stea. Să le vindecați, să vă vindecați emoțional de tot ce a fost spus. Pentru că vorbele dor, da? De tot ce a fost spus. Viitor, fecioară. Eu acum v-am povestit la de fiecare dată și pe urmă când apar cărțile, facem cât de cât o prezentare mai unitară. Ia uite, turnul, o separare. Conflicte cu niște interioare. Conflicte interioare în legătură cu un semn de apă pentru unii, sau dacă nu-i semn de apă, vreți să vă împăcați cu cineva care v-a blocat. Aici sunteți voi, semn de pământ, regele de monede. V-a separat de cineva. Că a fost voit, că a fost carantina, tot o separare este. Viitor, fecioară. Hai să vedem. Fecioare. Feciorele.
iau de 6 de spade. Vreți pe de-o parte să vă detașați de acel capitol, așa pe de altă parte vreți să călătoriți, bănuiți că spre casă, vedem. S-a terminat la spânzuratul și 6 de cupe și 10 de bute. Voi aici, eventual, într-o relație, într-o situație, poate să fie și job în care aveți multe responsabilități, da, la care țineți foarte mult, pentru că asta e, trebuie să faceți bani, dar în care aveți, fiți atenți, dușmani, da? Dușmani. Dușmanii astea pot să fie și prietenii cu care stați, dacă sunteți plecați din țară, cu care conviețuiți, neapărat colegii de muncă, dar sunt invidioși. Aveți un rege de spade care v-a mințit. Însă, într-un fel, așa apare. Da? Și chestia asta v-a consumat foarte mult, sau responsabilitățile, și din cauza asta nu ați putut, posibil, ori eventual această relație o aveți din copilărie de mult timp, da? Și a trebuit să faceți multe sacrificii în acest context, ori, mai există și varianta, ca să-mi fi întâlnit acest suflet pereche, că aveți totuși un suflet pereche aici, similar cu șase de cupe, cu care nu ați putut manifesta, practic, acest as de monede, această relație practică, pentru că voi v-ați consumat în direcția semnul de aer sau alt semn de pământ, da? V-am zis mai devreme, dați în urmă. V-ați consumat acolo foarte mult. Și nu ați putut manifesta acest suflet pereche cu care comunicați foarte bine, telepatic, empatic, emoțional, cum vreți voi. Simțiți că îi cunoașteți din altă viață, simțiți că le cunoașteți gusturile. E o relație foarte frumoasă, dar în care a trebuit să faceți sacrificii. Și sacrificii înseamnă să nu materializați relația, pentru că a trebuit să fiți în altă relație. Ok, 6 de spade, asta înseamnă că... Uf, sunt prea multe. Ia, apare fecioara. Hai să vedem. Ok, da. În viitor. Pe de-o parte, voi vreți să vă detașați de tot ce nu v-a priit și să fiți singuri în cazul în care ați fost într-o relație care nu v-a priit și care v-a... ați avut conflicte, da? Că am văzut 5 de spade. Și vreți să țineți. Să țineți la tot ce ați acumulat, la statutul vostru, la reușitele voastre, la postura voastră, da? Să fiți un soi de preîmpărăteasă. Să fiți frumoși, singuri și satisfăcuți cu ce ați realizat și cu bănuții pe care aveți în bancă. Pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă lăsați pe cineva în urmă, hai să le spun și pe astea, sau o situație care nu v-a prit, călătoriți către o persoană, dacă voi sunteți bărbați, țineți foarte mult la această persoană, v-am zis mai devreme, țineți foarte mult la ea, o vedeți într-un mod, aveți o viziune foarte specială despre această persoană, doamnă sau domnișoară sau ce este, dacă sunteți bărbați, țineți foarte mult la ea și ați vrea să călătoriți mai aproape de ea. Ho, 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 ce a vrut să se arate? Ia uite, iar. Îl pun așa într-o parte. Probabil că mai vine acest semn de aer cu niște strategii, că doar e Venus retrograd și vin din trecut și buni și răi, da? Și să se împace și să vă deruteze, depinde, fiecare, ia uite. Trebuie să vă vindecați de un trio, de niște răni, de niște, ia uite, trio, da, niște secrete, trădări, confuzii, promisiuni, nematerializate. Și totuși aveți soarele și luna. Vă treziți, eu așa simt. Vă treziți la o altă realitate. Înțelegeți secretele, fricile. De ce nu ați putut echilibra această situație? A fost un dezechilibru și le înțelegeți. Vedeți? Puneți lumină pe această lună. Da? Lună, frici, secrete. Aveți acest moment de trezire. Frumos. Ce ar trebui să mai fac? Ar trebui să clarific, am zis, hai să clarificăm. Am luat 6 de cărți și sper să pot să termin. 3 de spirale, iar peste o apă, peste un drum. 7 de manuscrise, iar minciunele, iar
ați bătut la uși închise. Uși, evident, la suflete închise. Ați încercat să comunicați cu cine nu și-a deschis sufletul. Kali, turnul, separare și totuși, separarea asta, ruptura de vechea persoană sau de toate câte au mai fost, au fost ca să se schimbe roata norocului, să începeți să comunicați eventual cu altcineva, să manifestați adevărul. Ia să vedem. Ce este această lume? Clarificăm lumea. Ce înseamnă această lume? Fecioară. Cred că unii dintre voi sunteți așa, pentru că am văzut acel întuneric, nu prea mai aveți speranță. Trebuie să lucrați un pic la capitolul acela, lumina, da? Al treilea ochi. Posibil doar cu acest suflet puteați să vă deschideți acest al treilea ochi, să sperați, să visați. Ia. Ok, hai să vedem lumea. Ce vrea să zică? Regina de cupe. Dar aici arată altfel. Este o persoană care va privi de la distanță, empatică, sensibilă, destul de singură, spirituală, modestă, felul ei de a fi, dar foarte înțeleaptă și foarte profundă, dar persoana asta v-a privit și voi ați privit-o de la distanță, atât și nimic altceva. Asta reprezintă lumea. A trebuit să alegeți voi. Trebuie să alegeți sau atunci a trebuit să alegeți în a lăsa în urmă ceva și a face primii pași acrobatici către această relație, acest suflet pereche. Dar lumea a fost clarificată de această regină de cupe. Doi de cupe. Fecioară. Da, le aleg, am dreptul să aleg. Opt, ați comunicat foarte mult, vorbim acum de trecut, ați comunicat foarte mult și chestiuni pasionale și chestiuni interesante, dar foarte mult ați comunicat cu ei. Posibil că v-ați și dorit la un moment dat să călătoriți. Acum, totuși, apare un cavaler de monede care s-a mișcat destul de încet. A pierdut, simt eu, o ocazie pentru unii. Dar au fost comunicare, comunicare peste o apă, la distanță, da? Peste apă apare și lumea. A fost, și da, v-ați privit, probabil, pe internet. A fost o relație pe internet, posibil. Da, să le pun frumos în ordine. Da, ia uite. Care v-a adus multă bucurie. V-a adus multă bucurie. Dar tot așa, trebuie să alegeți între două cuiburi, între două relații, între două situații. Și v-a fost teamă, bănuiesc, să riscați, să luați de la zero. Deși posibil că l-am dat atât și tot. Clarificăm cavalerul de monede. Eu, că-i dreptul meu. Chiar voi sunteți. Mai ce chestie, da? Vedeți? Ce scrie aici? Eremitul, da? Scrie septembrie, scrie nouă, ăștia sunteți voi. Aveți multe povești de spus. Probabil că v-ați și spus multe povești. Este storyteller, da? V-ați spus multe povești. Frumoase, mai puțin frumoase, ați împărtășit, să zic, o parte din, nu neapărat lumină, din speranțe. În acest context văd acest glob de aur ca niște speranțe. Pentru că reprezintă speranța. Speranța că veți fi împreună, că ați visat, mai degrabă, eu așa simt, că ați visat. Când ați comunicat cu ei. Adică chiar ați fost sincer, doar că nu ați materializat, n-ați putut alege între realitatea în care erați, pentru bani, pentru ce-o fi fost, acolo. Și eu așa simt să interpretez. Și ce v-a oferit acest suflet pereche? Divine Child. Marele preot. Regina de spade. Ați țesut povești?
Ați vorbit și de spiritualitate. Ați încercat să nașteți ceva în această relație, dar ține de domeniul trecutului, da? Am zis, sunt trei cărți sus. Acum deja sunt șase că le-am clarificat. Bănuiesc că țineți pasul, da? Prezent, fecioară. Șapte de bâte. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, repet. Dar eu simt că a fost, e o relație virtuală. Asul de cupe. Ha, interesant. În prezent. Și aveți un as de monede. Cupe cu apă. Apă cu, vreau să zic, apă cu pământ. Cupe cu monezi. Frumos. Frumos. Frumoasă combinație. Da, deci nu vreți doar o relație stabilă, practică. Vreți și dragoste. Vreți și dragoste. În cazul în care cineva v-a rănit, că am văzut că totuși au fost niște discuții cu cineva semn de aer, vreți să vă și vindecați. Să luptați pentru vindecarea voastră în cazul în care ați avut niște probleme de sănătate, e de domeniul prezentului și nu le-ați putut trata, că cine s-a mai putut duce acum pe la spital? Tata mare. Scuzați-mi expresia. Că altfel dacă te duceai, te trecea cu ce... Na. Cu ce au zis ei. Dacă aveți niște probleme de sănătate, luptați pentru vindecarea lor. Da. Dacă ați fost în străinătate, iar eventual vreți să veniți să vă tratați aici, pentru că e mai convenabil. Dar aveți doi ași în prezent. Asul de cupe și asul de monede și dau foarte bine împreună. Și ce aveți aici? Regina de monede. Ce frumos ați putea fi voi sau altcineva. Persoana care ce face? Pictează. Pictează, adică manifestă. Teoretic ar trebui să fiți voi. Ați aștepta sau cineva v-a așteptat posibil acest suflet pereche. Repet, nu e obligatoriu să fie apă. Aveți și apă, aveți și foc, da? Oricine vreți voi să fie. Gândiți-vă, simțiți și vedeți cu cine rezonează. V-a așteptat, simt că v-a așteptat, da? V-a așteptat acest suflet pereche destul de mult timp. V-a așteptat, a încercat să-și manifeste, poate și voi ați încercat, iar apare semn de apă. Apă, pământ, apă, pământ. Persoană poetică, cavalerul de cupe, în acest context. Am luat setul ăsta că nu l-am mai folosit de mult. Regele de cupe. Da, semn de apă, semn de pământ. Aici, teoretic, ați putea fi unul din voi, da? Apă, pământ, apă, pământ. Dacă nu, ia uite, două suflete perechi, chiar. Două suflete perechi. Vă gândiți la această persoană. Deja am intrat în prezent. Vă gândiți la această persoană. Cum să o manifestați? Dacă asta face regina de monede, dacă vă simțiți voi aici regina de monede, sau nu contează că sunteți bărbați femei, cum să manifestați? Că degeaba vă doriți pe cineva dacă nu aveți același stil de viață. Da? Asta să înțeleagă toată lumea. Dacă nu aveți același stil de viață, nu o să puteți să stați împreună. Dacă nu aveți același principii, același viziuni. Da, într-adevăr, trebuie să fii și diferit ca să te completezi. Dar nu într-atât de diferit încât să nu vă mai potriviți. Și asta înseamnă manifestare. Repet, poate să fie cineva creativ. Sau voi, sau ei. I-ați așteptat, v-au așteptat, sau încă mai sperați. Șapte de monede, tot semn de pământ, așteaptă. Eventual vă doriți să investiți. Să investiți emoțional în această poveste în care n-ați investit suficient, eventual. Știți că e un suflet special, da? Voi sunteți aici semn de pământ, a trebuit să alegeți. Și a fost o rupă, a fost o greutate în această alegere. Ia uite. Ați fost iar 10 de spade, închiși, încarcerați. Nu neapărat, poate unii ați fost încarcerați. Dar probabil foarte puțin. Asta poate să însemne și ospitalizare pentru unii, poate să însemne și această carantină. Repet, departe, departe, nici măcar în țară. Carantina pentru cei care au fost afară, cred că a fost cruntă. Pentru cei care au avut în țară oameni dragi. Cruntă, cred că.
De bine de rău, fiind în țară, e cu totul altceva, da. Da? Cartea asta cu rut invers. N-ați comunicat, este invers, da? N-ați comunicat. Ei, și iar apare lumea, psihe. Legătura voastră psihică, emoțională, tocmai pentru că n-ați comunicat, n-ați manifestat, a fost afectată. În ce sens? Când cineva nu mai comunică, înseamnă că... Dar voi vreți, totuși. Am senzația că vreți. Haideți să vedem. Uf! Două cărți? Ia să vedem ce a apărut. 10 de spirale și justiția. Trei. Dezamăgiri. Trei de manuscrise, trei de spade. Dezamăgiri. Promisiuni, contracte neonorate, eventual la joburile pe unde ați fost, sau promisiuni, iaute, cinci de spade, iar cinci de manuscrise, cuvinte spuse, scrise și neonorate în legătură cu cineva. Ați fost între două situații. Nu zic musai două relații, două cuiburi, două situații. Că poate să fie job și casă. Deci în prezent aveți totuși, vreți să luptați pentru această nouă dragoste sau nouă etapă. Vă doriți stabilitate. Eventual, după ce renunțați la niște responsabilități, am văzut mai devreme parcă, da? Zecele de băte dați în urmă. Iar la fel, zece de spirale, tot asta înseamnă. V-au apăsat responsabilitățile, v-au obosit și sunteți la o răscruce de drumuri. Trebuie să alegeți cât mai duceți în cărcă. Cât? Da, voi v-ați pus multe responsabilități tocmai ca să manifestați acest început, această relație stabilă, dar astea v-au îngreunat mai degrabă decât să vă ajute responsabilitățile. Să munceți și sâmbătă și duminica și noaptea și ziua. Nu se poate. Nu se poate. E, te-a și picat. Nu se poate manifesta în condițiile astea. A și picat asul jos. Adică nu poți manifesta stabilitatea asta, da? În continuare, ce aveți? Pe cavalerul de cupe aveți justiția. Vreți să echilibrați emoțional această situație. Eventual să oferiți, știți, ați conștientizat că dacă oferiți emoții și un pic de romantism, reușiți să echilibrați o situație. Este justiția. Eventual, persoana, dacă e o persoană aici, semn de apă sau acest suflet pereche, care o fi el, orice semn ar fi, că nu vreau să vă mai dau prea multe semne, este o persoană care vrea justiție, care vrea echilibru, da? Foarte intuitivă, foarte spirituală, e temat. Este o zeiță acolo. În continuare, ce aveți pentru viitor? Sper că ați înțeles, da? Șase de spade. Clarificăm șase de spade. Ce e cu șase? Ok, acum a ieșit. Fără să iau. Regele de cupe, mai. Vreți să călătoriți către acest suflet sau către o dragoste adevărată călătorie? Adică, poate să fie o călătorie mentală. Da? Nu musai în fizic, dar e posibil și în fizic să treceți peste o apă. Da? Cu barca mai puțin se merge, cu avionul, cu mașina, cu ce vreți voi. Să mergeți, da? Către această persoană care vă oferă dragoste sau voi vreți să oferiți dragostea cuiva care eventual vă apreciază. Aveți multă dragoste pentru cineva. Unii. Separați-vă mesajele, vă rog frumos. Ia uite. Vreți să vă întâlniți, parcă se privesc față în față. Vreți să vă întâlniți acest personaj, să-i oferiți dragostea, da? În cazul în care sunteți voi acest rege de cupe, să călătoriți, să le oferiți dragostea acestei doamne, domnișoare, da? Frumoase, da? Venusiene. Sau, eventual, voi sunteți aici și vă doriți întâlnirea cu ei. Haideți să vedem cine e și șase, cine e nouă de nouă. Vreți comunicare? Da? Vreți bucurie pentru că ați plâns până acum.
pe de o parte vă și bucură, vă și întristează. Posibil, pentru unii poate să fie și un semn de foc, dar eu simt acest soare ca pe o bucurie. Vreți să echilibrați 6 de bâte, dacă până acum n-a fost echilibrată, dar vreți să echilibrați situația, cât oferă celălalt să oferi și voi. Și vreți o casă stabilă, o relație stabilă. 9 de monede. Împărăteasa frumos aici, dar 9 de monede. 9 de monede bănuiesc că sunteți voi răniți. Unii dintre voi, din cauza unui semn de aer, posibil. Da? Pe de-o parte. Mai mult sau mai puțin, neapărat semn de aer. Poate să fie orice alt semn. Voi răniți. Dar trebuie să învățați, să aveți curaj. Am văzut cavalerul de cupe, da, care are un tigru care iese din el. Iar tigru. Trebuie să vă găsiți curajul și forța mentală să ieșiți din acest cerc vicios, mental, gânduri. Gânduri negre, că am văzut vulturul, da? Să vă găsiți lumina. Dați înapoi la început, că se leagă. Da? Să vă găsiți frumusețea, încrederea, în cazul în care ați pierdut-o lângă cineva, în cazul în care cineva v-a jignit, v-a trădat, v-ați pierdut încrederea. Asta e. Vreți să o regăsiți. Să ieși. Iată ce frumos, da? Aici tigru e în colivie, aici doamna e în afara colivie. Vreți în afara colivie. Împărăteasa. Iar 9, aceeași carte, da? 9 de monede. Vreți să lăsați în urmă ceva ce n-ați reușit să puneți, fundația. Ați vrut să faceți o casă, o relație și ați rămas doar cu fundația. Plecați, lăsați ce nu ați realizat și mergeți către frumusețe, către împlinire, către creativitate, către împărăteasă, către abundență, către frumusețe, culoare. În continuare, 4 de bâte. Și ar plânge cățelul meu, nici măcar un an nu are. Câine lup. Câine lup. Ia uite, băi, nu se poate. 4 de bâte pe 4 de bâte. Vreți să puneți fundația în altă parte. Dacă ați văzut pietrele, da, le-ați lăsat pietrele. Da? Acum vreți să faceți fundație în altă parte. Da? Să călătoriți și să puneți fundația alături de cineva care vă iubește, vă apreciază sau pe care îi puteți iubi, da? Vedeți? Foarte frumos, totuși, sper că ați înțeles. Magicianul, vreți să manifestați. Vreți să manifestați. Posibil că învățați ce e manifestare. Iar, nu e 8, da, nu. Acum apare 4 de bâte. 8. 8 de bâte. Vreți să munciți pentru acest templu, pentru această fundație. Deci de-abia acum apare 4, da? 4 și 4, da? Probabil că a strâns ceva bănișori, dar zic eu că mare sacrificiu. Da? Și vreți să construiți o nouă casă, un nou loc cu altcineva. Cine e acest mincinos? Clarificăm și mincinosul care este cu cavale, cu regele de spade. Cine e mincinosul? Unde? Cățelul. Puișor. Puișor. Da. Posibil o persoană, 6 de oglinzi. Posibil o persoană pe care o știți de ceva timp din copilărie, cu care ați avut cândva o relație frumoasă. Mai dăm o carte. Ați vrut o casă cu ei și totuși apare moartea. Da? Și totuși s-a încheiat. Acum schimbați roata norocului, Wheel of Fortune, și manifestați adevărul sau o nouă etapă. Lăsați în urmă oglinzile, proiecțiile și aveți o nouă viziune, fiți vizionari, da? Am vorbit la cal de vizionari, de puterea de anticipare. Deci, posibil acest mincinos v-a atras într-un fel foarte magic cu acest nai, e pan. Pan totuși este simbol de pământ, da. Și totuși apare în aceste de cărți la 6 de oglinzi.
a oglindit ceva în voi de a reuși să vă atragă cu aceste strategii. Ceva s-a oglindit între, că așa se întâmplă, atragem oameni care au parte din noi, negativă sau pozitivă. Cine acest rege de spade? Rege de spade. Cine regele de spade? Rege de spade. Cred că o să fie foarte cald când o să vă întâlniți cu ei. Nu știu, cu cine vreți voi să vă întâlniți acum? Nici nu vrea să vorbească, după cum nu apar cărțile. Regele de spade nu vrea să vorbească. Semn de aer pentru unii. Probabil că v-a manipulat emoțional, da? Posibil o chestie karmică, a fost o legătură karmică, da? Din altă viață. Că întâlnim din alte vieți multe persoane, uite soarele. Vreți să mergeți către soare, către bucurie, către sufletul vostru pereche. Iar care vă vindecă, semn de pământ și semn de apă. Cine acest rege de spade? Este soarele. Ah, nu temperanța. Greșesc, da? Trebuie să vindecați, asta înseamnă temperanța. Ce ați avut cu acest rege de spade trebuie să vindecați. Și să găsiți frumusețea în situația prin care ați trecut, chiar dacă poate să fie foarte dureroasă. Să vedeți soarele, lumina în această lecție. Temperanța înseamnă răbdare. Eventual, dacă mai vreți o chestiune cu acest semn de aer, trebuie să aveți răbdare, dar temperanța înseamnă vindecare. Și vindecarea asta vine cu răbdare. Asta înseamnă temperanța, vindecare. Trebuie să vă vindecați emoțional, aveți niște cupe, niște peștișori spiritual după această situație cu semnul de aer. Un semn de aer care v-a manipulat emoțional, așa simt. Iar regele de spade, 8 de... 8 de spade și totuși manifestați adevărul. Cam asta ar fi. Cam asta ar fi. Haideți să vedem repede, chiar dacă face călăgie cățelul, că la leu am uitat, o să trebuiască să fac separat. Ia uite unde ți-au oprit cărțile intime, la regina de cupe, iar semn de apă, dar dacă nu-i semn de apă, este o persoană care oferă dragoste. Dragoste. Nu doar satisfacții fizice. Dragoste, vă hrănește, emoțional vă susține, vă alină durerile. Asta vreți. Eventual vreți o relație stabilă și jucăușă, da, e 4 de bâte. Da, posibil semn de foc pentru unii. Vreți și pasiune, dar vreți și stabilitate. Și în acest context am senzația că stabilitatea o creați, evident, nu doar voi, nici ei, împreună, da? Împreună, da? Împreună. Și trebuie să intrați într-un cerc. Într-un cerc, adică într-o nouă etapă. Intim pentru... Oh, ce mai ce face? Repede, repede. Repede, 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 nu? Nu sunt multe. Au fost minciuni, iau-te, au fost minciuni. Au fost minciuni. Și la capitolul intimitate nu s-a spus, nu s-a simțit, nu s-a spus ce se vrea, ce vă doriți din punct de vedere. Da. Iar semn de aer, iar griji și lacrimi. Griji și lacrimi în relația cu cineva. Vreți să manifestați un nou început. Vreți să manifestați eventual nou fel de a comunica, să zicem, dacă sunteți cu același partener, aceeași partener de a comunica sexual. Dacă e altcineva, vreți pe altcineva. Hai. Fecioară. Ok, Marea Preoteasă. Nu e obligatoriu să fie semnul peștilor, dar e posibil să fie pentru unii. E semnul opus vouă. Dar sunt secrete. În secret, probabil că vă place de cineva. Wow, Împărăteasa. În secret, vă place de cineva. 2 și 3. Că e balanță, că este taur, că e orice alt semn. E numărul 3, da? 2 și 3. În secret.
Vă place foarte, foarte mult de cineva. O adorați pe această persoană. O adorați. Crețulina. Crețulina. Persoana asta, într-un fel sau altul, deține cheile de la sufletul vostru. Nu e obligatoriu să fie... Femeie. Wow, 9 de cupe. Pentru unii chiar e semn de apă. Dacă nu e semn de apă, persoana asta în secret va aduce multe emoții și satisfacții emoționale. Da? Vi doriți în lenjerie, mai puțin îmbrăcați. Dacă aici Marea Preoteasă e îmbrăcată, citește, studiază, probabil că persoana studiază. Îi doriți mai puțin îmbrăcați și mai puțin studioși. Și mai lasă, draga mea, cărțile. Mai lasă și hainele. Și hai să ne bucurăm, apropo, hai să ne bucurăm unul de celălalt, atingere fizică. O relație pe internet pentru unii dintre voi, pentru alții, pe care o doriți să o manifestați, vreți o nouă pasiune, pentru alții, da, să echilibrați, eu așa simt cărțile. V-ați uitat la voi unul la celălalt doar prin monitor, prin telefon. Vă doriți asul de bâte de care am zis mai devreme și totuși e cineva invidios, aveți grijă. Vă doriți să echilibrați emoțional, sexual, situația, energiile. Vai, dar ce mai adorați? 10 de monede. O puneți undeva acolo sus, un pat cu flori. Și luați cina împreună. Dar nu prea am voie să pun cărțile la vedere. Nu prea am voie. Noroc că le-am mișcat repede. Uf, sunt multe cărți. Vă doriți o legătură de la egal la egal? Fecioară. Fecioară. Feciorelelor. Am zis trei cărți. Hai să fac până la sfârșit. Ia uite și totuși plângeți. Patru de cupe. Tot cupe, nouă de cupe și această mare preoteasă. Da? Mare preoteasă. De ce plângeți? Că nu puteți dezbrăca. Posibil pentru unii. Mesaj special. Dacă reușiți să materializați această mare bucurie, da, față sau împreună cu cine vă e așa drag, dar ține secret, dacă reușiți să manifestați această întâlnire foarte emoțională, posibil să apară o altă persoană, că totuși e Venus retrograd, da, o altă persoană, că asta e mai roșcățică, da, și să altă doamnă. Și să vă întrebe dacă o mai place, dacă mai vreți ceva să aveți cu ea. Dar am senzația că domnul e... ce să mai am? S-a consumat treaba. Eu am în altă parte. Am această ușă, ia uite. Am ce frumos mesaj, e o poartă deschisă. Am către poarta asta să mă duc și să lupt, da? Care a fost clarificată de asul de cupe. Vreau să fiu cu cineva care își deschide sufletul față de mine, care este sincer, care nu are secrete, da? Care nu se bazează doar pe atracția fizică, că doamna e hotărâtă, doamna e hotărâtă să-l cucerească, e îmbrăcată toată în roșu, da? Super pasionară, da? Asta în cazul în care este a treia persoană. Doamnă sau domn, nu contează, că vorbim, da, și despre bărbați și despre femei. Dar, dragii mei, aveți o foarfecă, e magnetism între voi, interesant, foarte frumos, e magnetism între voi, între persoana asta, dar aveți foarfeca la îndemână, puteți să tăiați stringurile, adică legăturile, atașamentele, obsesiile sexuale, că astea sunt, că s-a creat, a fost manipulare, am vorbit, manipulare emoțională sau, și când vorbim de cupe, putem să vorbim și de manipulare sexuală, da? Vă doriți, dragii mei, în secret, acum eu știu, da? Și află toată lumea cine ascultă, da? Vă doriți acest suflet pereche, iar a apărut doi de cupe, iar a apărut. Da? Acest suflet pereche.
vă doriți pe cineva să țineți în brațe, să simți sufletul lor, da? Asta vă doriți. Unii dintre voi. Nu vreți să mai fiți în triouri, da? În triouri sunt trei persoane. Vreți să împărtășiți de la egal la egal, vreți să aveți momente sacre, da? Și când vorbesc despre sacru la sexualitate, sper să mă înțeleagă cineva. Că totuși noi aici mai transmitem și alte lucruri importante printre cărți. Mă înțelegeți, da? Vreți momente sacre, profunde, care vă transformă, care vă cresc spiritual. Că prin sexualitate putem să creștem spiritual. Aveți o mare preoteasă care foarte... care știe lucrurile acestea. Că sunteți voi, că sunt ei, da? Nu e vorba doar de secrete. Marea preoteasă nu se oferă oricui, eventual nici voi nu vă mai oferiți oricui. Și când se oferă, o face din motivații, nu pur fizice, ci emoțional-spirituale. Pentru că nu-și dorește karma. Își dorește să crească împreună cu sufletul pereche. Sexul, da, se poate. Se poate că aveți aici un ritual. Aveți o împărtășire. Da? De la egal la egal. Să o luați de la zero. Vă doriți să o luați de la zero. Și iar aveți lumea, da, acum e o nouă lume, iar puneți pe cineva undeva sus că merită, eventual. Cam aceasta este etalarea pentru fecioară. Sper că v-a plăcut. Destul de interesant. Sunt curioasă cu cine a rezonat. Ce ar mai fi de făcut ceva? Nu știu. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, ne vedem data viitoare.